Am vopsit ouăle cu coș de ceapă, au ieșit foarte bine, iar au o culoare roșu, care mi-e ziu, și aș vrea să le vopsesc și cu turmeric, care este un colorant natural. Sunt ouăle aici pregătite, ar trebui să iasă, nu am mai vopsit niciodată. Punem apa la fiert. Când fierbe, punem turmeric. Ia uite, așa a schimbat deja culoarea și introducem ouăle. 8-10 minute. Apa s-a colorat, ceea ce este de bine, parcă și ouăle au început să capete o culoare. Turmericul este un condiment din India, folosit și ca colorant alimentar natural pentru a da cartofilor prăjiți, de exemplu, o culoare aurie. Așteptăm să fiarbă. Am scos ouăle. Acestea sunt ouăle vopsite cu turmeric. O culoare gălbuie, nu este ceva chiar atât de frumos, sunt galbene, dar modelul nu se vede. Uitați, ouă nevopsite, ouă vopsite cu coș de ceapă și ouă vopsite cu turmeric. Modelul nu se vede. Probabil într-o cantitate mai mare ar avea o culoare mai evidentă.